Salutare hudianșilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brookhaven RP. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că astăzi o să încercăm TikTok-uri nebune. Așadar, trebuie să vedem dacă funcționează sau dacă sunt fake. O să pun chiar acum primul TikTok pe ecran. Ne scrie în felul următor: cum să iei foc în mână pe Brookhaven? Stai, ce? Adică poți efectiv să iei focul cu mâna? Bine, frate, hai să vedem ce ne învață acest băiat. A sărit de câteva ori, sper că nu asta trebuia să fac. Bun, după care trebuie să meargă să ia o ambulanță. O să mă duc și eu repede undeva mai încoace, o să iau o ambulanță, o să o pun aici și desigur... Ok, nu mă așteptam să se întâmple asta. Am pus ambulanța chiar pe scuterul acestei persoane. Wow! Și cine e acolo sus, băi? E El Primo? Zici că e El Primo din Brawl Stars? Cât de tare, frate! Ok, deci avem ambulanța, o să o închid ca să nu mi-o fure nimeni, după care dau play mai departe să văd ce se întâmplă. Acum și-a luat și tipul acesta ambulanța, după care intră în ambulanță, se pune acolo, se întinde, bun, și își ia, ia să vedem ce caută, frate! O, bomba, a căutat bombița, băi. Ia să vedem, o să mă întind și eu pe acest scaun, după care îmi iau bomba în mână. Uite aici bomba, gata, am luat-o. Și la mine arată puțin mai ciudat bomba, parcă, deși pare a fi în aceeași poziție. În fine, la el se vede mai mult bomba. După care trebuie să scoți ambulanța. Ok, deci avem bomba în mână, scoatem ambulanța repede și zice că acum ar trebui să fie mai laggy. Băi, sincer, mie mi se mișcă destul de bine, adică nu pare să fie vreo problemă sau ceva de genul acesta. Hai să-i dăm mai departe play. După ce și-a scos ambulanța, ce o să facă, frate? Și-a scos bomba? What? Și se duce acum aici în zona spitalului, la razele X, văd că scrie acolo. Ok, băi, m-a luat cineva! Nu, dă-mă jos! Ok, oricum m-au adus până la spital. Sunt mai aproape, frate, deci scot bomba, după care mă duc către spital. Și aici oare ce trebuie să fac? Trebuie să mă duc în camera cu raze X și după aceea... foarte, foarte ciudat. Hai să-i dăm play din nou. Deci se duce și el în camera cu raze X, după care sare în camera secretă. Stai, ce? Și s-a dus aici să apese pe butonul acela oare? Cred că da, că scrie aici ceva de butonul albastru sub masă. A, uite, dar scrie press it. Ok, deci trebuie să apăsăm pe butonul albastru. Hai să mergem și noi, sărim aici în camera secretă, după care mergem așa frumușel, ne uităm, vedem butonul, îl apăsăm. Wow! Și hai să vedem ce face și el. Deci îl apasă. Băi, mâna mea seamănă cu mâna lui acum. Ok. Și după aceea unde se duce? Deci s-a dus aici și apoi a pus pe bombă și l-a dus înapoi? Stai puțin. Băi, oare funcționează? Deci odată ce ești aici, echipează bomba și te va teleporta. Wow. Dar s-a dus puțin și sus, nu? Gen, deci a ajuns aici, s-a teleportat, după care s-a dus sus. Da, frate, și acum și-a pus bomba și l-a teleportat. Băi, sper să funcționeze asta, pentru că ar fi super, super tare. Am și eu mâna așa de zici că am foc în ea. Ok, stăm ceva de genul ăsta și punem bomba. Băi, nu mă teleportează niciunde. Mi-am pus bomba, frate. Am bomba în mână și nu m-a teleportat. Oh, no. Nu cred că funcționează. Dar hai să vedem dacă ne teleportăm din partea asta la altă, pentru că aici există un buton secret și o să încerc să-l apăs, gen. Stai așa. Op, m-am teleportat. Băi, frate, ia stai puțin.
mai am focul la mână, nu-l mai am, a dispărut cu totul. Credeam că nu se vede din cauza că sunt în apă. Deci aparent nu funcționează TikTok-ul acesta, este 100% fake, frate, deci efectiv nu merge. Nu-mi vine să cred că nu a mers. Hai să vedem ce ne mai arată băiatul acesta, băi. Deci ok, a ajuns aici și uite, lui a rămas focul în mână. Mamă, și se plimbă cu focul acela prin Brookhaven. Băi, ce tare. Din păcate, glitch-ul acesta mie nu-mi funcționează. Așadar, pentru mine, TikTok-ul acesta este fake. Este posibil ca în trecut să fi mers, dar acum efectiv nu mai funcționează. Deci avem până acum un TikTok fake. Hai să mergem să vedem următorul TikTok. Wop, wop, îl avem chiar acum pe ecran și putem să observăm faptul că este vorba despre un nou secret care te ajută să te duci în spațiu. Stai ce? Un secret care te duce în spațiu? Din câte știm, singura posibilitate să ajungi în spațiu, între ghilimele, este să mergi cu elicopterul cât vrei tu de sus. Sau dacă vrei să faci roleplay, poți să iei racheta și să te uiți pe ecran și să vezi cum arată în spațiu și așa mai departe, însă acest băiat cred că vrea să ne arate altceva, vrea să ne arate cum mergem într-adevăr în spațiu și hai să verificăm dacă funcționează acest TikTok. Deci în primul rând trebuie să ne luăm ambulanța din nou, serios, băi, două TikTok-uri cu ambulanța, mamă, e posibil să nu funcționeze, frate. Închidem ambulanța frumușel și hai să vedem ce face mai departe. Deci și-a luat bomba, după care și-a pus bomba în mână și s-a urcat în ambulanță, da? Eu am deja bomba aici, o să mă duc, o să mă urc în ambulanță, frumușel, pun bomba în mână, după care hai să vedem ce trebuie să facem mai departe. Trebuie să luăm o bicicletă? Stai ce? Băi, ia uite-te cum arată băiatul ăsta! Holy mama! Băi, stai puțin că am rămas traumatizat când am văzut. Deci trebuie să facem în felul următor, da? Trebuie să dăm remove la ambulanță întâi. După ce dăm remove la ambulanță, o să vedem ce facem mai încolo. Deci dăm remove la ambulanță, după care dau play și totul se întâmplă foarte, foarte rapid. Acum o să-mi iau un costum de astronaut. Hai să-mi iau și eu costumul frumușel. Mergem aici, ne luăm costumul de astronaut pentru că altfel nu funcționează aparent. Mi-am luat costumul. După care trebuie să mergi unde îți arată băiatul acesta. Băi, dar eu nu las focul acela în urmă. Adică uitați-vă și voi la mine. O să-mi iau și eu hoverboard-ul, însă nu las focul acela în urmă. Hai să-mi pun și viteza mai mare, 45, și m-am dus în partea aceasta. Ok, după care se duce pe aici și intră în apă? Sau ce face? S-a dus acolo și efectiv stă și numără. După care ce se întâmplă? A, sare în apă? Ce, mă? Stai puțin. Deci efectiv a sărit în apă? What? Nici măcar nu și-a scos bomba, cred. Nu, bomba o are în mână. A sărit în apă și a zburat atât de sus încât se vedea Brookhaven-ul rotund. Băi, deci dacă funcționează glitch-ul acesta, e nebunie, uitați-vă și voi. Ok, ok. Deci super, super insane. S-a dus undeva aici în partea asta. Hai să mă dau și eu jos. O să număr, fac așa. 5, ok, 4, 3, 2, 1 și o să sar. Aoleu, nu s-a întâmplat nimic, frate. Băi, deci nu funcționează, bro. Nici dacă scot bomba și o pun iară. Mama mia, aparent au fost două glitch-uri secrete, fake, frate, care pentru mine nu au funcționat. Însă, v-am spus, este posibil ca în trecut să fi funcționat, dar în acest moment nu mai merg aceste secrete. Să încercați și voi, hudinașilor, să vedeți poate
poate voiese, cine știe, poate trebuie să te chinui mai mult ca să meargă. Primul mit ne spune că dacă treci prin laserele roșii din Brookhaven, vei fi tăiat în bucățele. Așadar, hai să testăm mitul acesta interzis, sincer. Sper să nu se întâmple asta. Dacă nu știați cum să luați laserele roșii, este super, super simplu. Trebuie să te duci aici la ghiozdan și apoi trebuie să dai pe props, da? Deci apeși pe cutia de props și aici în această cutie avem laserele roșii, desigur. Hai să punem, de exemplu, laserele undeva la o intrare. O să le punem aici la intrarea de la magazinul de înghețată și, opa, mamă, le-am pus, stai așa să le pun puțin mai la mijloc. Cum arată, bro? Și se spune că dacă treci prin laserele astea, o să fii tăiat. Ia să vedem, pățește ceva fata? Mamă, a trecut de două ori prin lasere. A picat la pământ, bro! Nu-mi vine să cred. Băi, deci nu e tăiat în bucățele sau ceva de genul ăsta. Asta este super bine, dar a picat la pământ, oare se preface? A, s-a prefăcut, bro! Deci nu pățești nimic aia să trec? Stau așa câteva secunde să vedem dacă se întâmplă ceva. Ia și mai trec o dată. Băi, cred că am supraviețuit! Mamă, deci nu s-a întâmplat absolut nimic, bro! Mitul acesta este 100% fake! Oh, deci când a picat fata aceea, credeam că se va întâmpla ceva, dar aparent am reușit să supraviețuim și eu cât și fata de lângă mine. Hai să vedem acum următorul mit, care ne spune așa, că poți să cauți pe noul update folosind bara cea nouă de search, Headless și Core Blocks. Dacă nu știți, Headless este practic skinul acela fără cap, adică efectiv îți dispare capul, și Core Blocks este skinul acela fără un picior unde ai ciotul. Doar o să mergem aici acum la fața cu creion și hai să vedem, dăm așa și trebuie să căutăm aici Headless, ia. Headless. Și dacă apăs pe Enter. Băi, stai puțin. Sunt două din astea goale, gen. Oare dacă apăs pe ele o să-mi dispară căpățâna? Ia, apăs pe prima. S-a pus sticul, dar nu mi-apare nimic mie. Hai să vedem a doua. Băi, nici aici nu mi-apare nimic. Ah, deci cred că mitul este fake, sincer să fiu. Ia, cap piramidă. Asta funcționează, sincer. Mamă, cum arăt cu căpățâna piramidă. Să-mi pun un creier. Ok, mi se vede creierul puțin acolo, hudinașilor. Băi, ce e cu masca asta, bro? Ceva este suspect aici. Nu știu ce e cu cubul ăsta pe capul meu. Hai să trecem acum la următorul mit și anume la cel cu Core Blocks. Dacă dai tot așa la search, scriem așa Core Blocks, după care apăs pe Enter și văd că am găsit aici o grămadă de chestii. Ia uite băi, pot să spui de exemplu coroana asta și căpățâna asta, sincer să fiu, cred că este din Core Blocks, nu? Să-mi scrieți acolo în comentarii. Băi, anumite elemente cred că sunt de acolo sau dacă nu sunt copiate efectiv. Hai să-mi și scot și cubul ăsta din cap. Ia uite, aici arată o mască. Deci eu cred că astea sunt elemente din skinul Core Blocks, dar nu știu dacă sunt adevărate sau dacă sunt fake. Asta parcă mi se pare că seamănă cel mai mult. Hai să mergem să căutăm eventual, dacă nu, la picioare, nu știu. Poate trebuie să te duci aici, să te duci la pantaloni, să dai pe lupă, să scrie aici Core Blocks. Și dacă dăm pe Enter, niște pantaloni. Băi, mi-au dispărut pantaloni. Oh, nu, am rămas fără pantaloni și mi-a pus doar ciotul ăla.
Serios, frate? Ce e cu ăsta, bro? Ăsta e Gorblox fake, sincer să fiu. Aparent, mitul acesta este fake. Deci, din păcate, nu poți să găsești Gorblox sau Headless pe noul update din Brookhaven. Următorul mit ne spune că dacă te duci la cinema și o să intri prin zona aceea pe unde se proiectează filmul, o să ajungi într-un Brookhaven ascuns al agenției secrete. Băi, când s-a schimbat chestia asta? Am viteza maximă 45, bun. Sincer să fiu, mi se pare că merg destul de încet, bro. Și hai să mergem acum aici, deci trebuie să intrăm prin zona aceasta unde se proiectează filmul. Pentru asta avem nevoie, desigur, de pătuți. Și hai să punem pătuțul așa și să ne gliciuim să vedem dacă într-adevăr există un Brookhaven ascuns al agenției secrete. Din câte văd eu aici, găsim doar partea care se regăsește sub orașul Brookhaven. Practic aici poți să sari de pe hartă, deci din păcate și mitul acesta este 100% fake. Hai să vedem acum următorul mit, care ne spune așa, că dacă folosești cheia, poți să faci calul să dispară. Dacă vă întrebați la ce cheie mă refer, o să vă arăt chiar acum. Deci dacă mergem aici la ghiozdan, o să găsim o cheie. Uite-o, gata, am găsit-o. Și acum, desigur, avem nevoie și de un căluț. Dacă ne ducem aici la mașină, găsim și căluțul. Și ce trebuie să faci? Mitul ne spune că trebuie să te urci pe cal și apoi să iei cheia în mână. Și dacă apeși pe F sau acolo în stânga, unde poți să schimbi animația pe care o faci cu cheia, gen, o să dispară calul. Hai să ne dăm puțin mai în spate. Așa, aș putea să scot și astea să vedem mai bine. Și... Bui! S-a lăsat calul jos? What? Am intrat cu calul în pământ, bro! Ceea ce este destul de ciudat. Ia, mai apăsăm o dată și acum se ridică calul. Deci merge să-ți pui căluțul jos, așa să intre cu picioarele în asfalt, dar nu dispare calul. Sincer să fiu, aș putea să spun că mitul acesta este pe jumătate sau pe un sfert așa adevărat, pentru că dispare totuși o parte din cal, adică nu-i se mai văd picioarele. Ce tare e glitch-ul acesta. Și acum mai avem încă un mit foarte, foarte ciudat și interzis 100%, pentru că trebuie să mergem să intrăm în sicriul de la biserică. Și mitul acesta ne spune în felul următor, că dacă te așezi în sicriul de la biserică, o să-l întâlnești pe domnul Brookhaven. Însă trebuie să faci ceva super, super ciudat. Și hai să ne ducem cu căluțul acesta să ne teleportăm, mai bine spus, la casa cu numărul 17. Și aici avem biserica. O să mă dau jos de pe căluț, dacă mai pot, sincer să fiu. Și acum hai să intrăm în biserica din Brookhaven. Acum, ca mitul acesta să funcționeze, aparent există o comandă secretă pe care trebuie să o scrii aici la sicriu. Și comanda aceasta este chiar Brookhaven, însă nu scrii pur și simplu așa Brookhaven, trebuie să scrii întors, adică efectiv trebuie să iei literele de la coadă la cap, bro. Și hai să vedem dacă funcționează sau dacă este un mit fake. Cam așa arată, se citește Nevah Corb, ceea ce sună puțin cam ciudat, părerea mea. Și hai să apăsăm pe Enter, s-a schimbat aici scrisul, iar acum mitul ne spune că dacă o să ne așezăm în sicriul acesta, o să ne întâlnim cu domnul Brookhaven. Ia să vedem. Opa, se întâmplă ceva, bro? Băi, nu ne-am întâlnit cu domnul Brookhaven, dar avem aici fotografia lui cu Brookhaven-ul din trecut și acolo avem chiar și coliba abandonată.
Ia și în stânga este o trăsură și e și căluțul pe care l-am gliciuit mai înainte. Ok, deci mitul acesta nu este 100% adevărat pentru că nu ne-am întâlnit cu domnul Brookhaven în carne și oase, dar ne-am întâlnit cu el în fotografie, nu? Și asta înseamnă că nu putem să spunem că mitul este 100% fake. Hudidașule, nu pot să îmi iau casa asta, ce să fac? Oh, nu, am rămas fără casă! Dar, într-adevăr, dacă vrei casa aceasta, trebuie să faci anumite lucruri. Trebuie să ai estates. Îți trebuie pesul acesta care costă super, super mult. Din păcate nu pot să văd acum cât costă, dar costă 799 de Robux, cred, sau ceva de genul. Deci costă mult rău, rău de tot. Și dacă ai premium, nu poți să îți iei noua casă care s-a introdus. Dar eu o să vă arăt toate lucrurile astea ca să nu trebuiască să vă cumpărați voi noua casă și dacă o să mergeți pe un server unde cineva și-a luat deja casa, puteți să vă jucați acolo fără nicio problemă. Și hai să facem în felul următor. O să trebuiască să mergem la estates. Așa, bun. Unde este estates-ul? Ia să vedem. Opa, aici la 33. O să oprim timpul ca să nu se facă noapte și dacă mergem aici putem să luăm noua casă care s-a introdus. De fiecare dată este ultima de pe listă, da? Când avem o casă nouă, regula este că această casă o să fie adăugată ultima pe listă. Din păcate nu e așa și la mașini și la haine și așa mai departe, dar la case funcționează regula asta. Și acum ce o să facem noi? Ca să putem să ajungem în casa nouă care s-a introdus, trebuie să facem în felul următor. Nu o să intrăm pe ușă, o să folosim comanda Shift plus P. Și o să mergem cu comanda asta nebună să ne gliciuim prin toată casa, frate. Oh my god, uite-te și tu aici. Deci e prea șmecheră comanda asta și trebuie să căutăm secrete nebune. Hai să ne gliciuim prin toți pereții. Ceva secrete, frate? Nu văd niciun secret pe aici. Hai, bro, nu există niciun secret, serios? Ce se întâmplă cu Brookhaven-ul? Nu mai adaugă secrete deloc noi pe aici? Uite-te și tu, nici măcar nu se vede seiful sau ceva. Și m-am gliciuit deja prin toți pereții, poate pe jos pe aici pe undeva? Ia să mă uit, nu, aici mă dă afară. Boy, bro, deci chiar nu există niciun secret? Oh my god. Nu, frate, s-a întâmplat ceva. S-a schimbat ceva. Developerul s-a gândit în felul următor. A spus, băi, dacă o să pun secretele la vedere, cum făceam în trecut, acum toată lumea o să folosească comanda Shift plus P ca să se uite prin toți pereții și să vadă secretele noi pe care o să le adaug eu într-un update. Și developerul a făcut o nouă șmecherie, bro. Acum nu mai găsești secretele atât de ușor. Trebuie efectiv să te duci și să le cauți peste tot, tu pur și simplu, în persoană, adică nu te mai poți gliciui chiar atât de simplu prin pereți și să găsești astfel secrete. Doar secretele vechi au rămas așa și hai să vedem acum unde este noul secret. Dacă vrei să te duci să găsești seiful în casa aceasta, trebuie să faci în felul următor. Trebuie să cauți un dulap cu haine, da? Te duci peste tot, prin toate camerele, până când o să găsești dulapul cu haine. Aici nu e niciun dulap, la fel și în partea de sus, deci aici avem birou, dar nu avem dulap cu haine și trebuie să te duci jos la primul etaj. Și aici avem desigur bucătăria cu living-ul gigantic pentru că este un Dita My Living. Și dacă te duci aici în camera aceasta,
o să vezi că ai Dita mai baia. Și pe episodul trecut am spus eu, frate, pe bune, avem periuța de dinți în dulap. Ce caută aici periuța de dinți? Adică n-ar trebui să fie o periuță de dinți în dulap. Și am zis eu, băi, trebuie să fie ceva ciudat aici, nu? Adică, de ce ar fi aici o periuță? Și se pare că secretul îl avem chiar aici în dulap. Dacă încerci să te gliciuiești, să-l găsești, o să vă mai arăt încă o dată, nu o să găsești absolut nimic, da? Deci sunt hainele acolo și prin pereți nu vezi nimic. Dar dacă te duci puțin mai în față, lângă rafturi, o să vezi mânuța, bro. Deci se vede aici mânuța, o vedeți super, super bine lângă mine și dacă apeși pe mânuța aceasta, te va teleporta direct la safe. Și aici, desigur, poți să pui bombă dacă vrei, ca să furi banii. Ia hai să punem așa bombița, zbang și gata, am luat banii. Și ce mi se pare destul de interesant e faptul că developerul a pus mânuța și aici sus deasupra safe-ului ca să te poți întoarce înapoi. Deci dacă mai apeși încă o dată pe mânuță, te aduce înapoi în dulap și dacă apeși din nou, te teleportează la safe, safe-ul încă arde și poți să iei bani din el fără nicio problemă. Dar e tare că te poți întoarce și înapoi, pentru că dacă vă amintiți bine, la casa fermă, de exemplu, dacă te duci și sapi acolo, nu există un buton care să te ducă înapoi, dar dacă sapi, te teleportează la o altă locație. Însă ești tot la căsuța fermă, dar nu te teleportează în același loc. Aici, dacă apeși pe mânuță, te aduce exact în locul din care ai plecat. Super interesant și aș fi vrut să existe mai multe secrete în casa asta, dar, din păcate, nu există. Nu poți să faci prea multe lucruri. Am încercat și la șemineu să mă urc deasupra șemineului și, din păcate, nu există nici acolo o cameră secretă. Uite, aici avem șemineul. Dacă încerci să sari, nu poți să mai ajungi prin șemineu. Hai să încercăm totuși și cu pătuțul. Ar fi destul de interesant. Unde e pătuțul, bro? Am trecut de el. Undeva pe dreapta trebuia să fie, dar cred că acum e mutat. Bro, uite-l, era chiar în stânga. Și dacă punem pătuțul aici, putem să ne gliciuim. Da, din păcate nu merge. La unele case te poți gliciui aici și te poți ascunde deasupra șemineului. Dar din păcate aici nu poți să faci asta. Desigur, probabil te mai poți ascunde prin chiuvete, ca de obicei. Ia să vedem, da, în chiuvetă poți să intri și dacă vrei te poți face mic, mic de tot și te poți ascunde aici fără nicio problemă. Uite, dacă m-am dus în față nu mă mai vede nimeni. Dar asta poți să faci la toate casele. Mai există, desigur, încă un loc unde te poți ascunde în bucătărie. Hai să vedem dacă putem și aici. Cred că în cuptor puteai să intri. Ia să vedem. În cuptorul ăsta nu merge. Pot să mă fac mai mic? Nu. Deci nu mai merge să mă fac de 0.4. Parcă în ăsta puteai să intri dacă te chinuiai. Sau poate dacă mă pun, de exemplu, cu spasm așa. Ia să vedem. Pot să mai intru? Nu prea merge, frate. Poate în ăsta alt? Ia. Să vedem. Înainte când puteai să te faci de 0.4, puteai să intri și în cuptoarele astea, dar acum nu mai prea funcționează. Ia să mă mai pun încă o dată aici. Opa. Așa, și dacă închid ușa, ia ce se întâmplă. Rămân așa, în aer. Ok, deci nu mai merge să te duci acolo. Te poți ascunde maximum în frigider, cel mai probabil. Ia. Nu vrea. Băi, sunt prea mare. Nici în frigider nu mă mai lasă să mă mai ascund. Serios, dacă nu. Puteai și în frigider să te ascunzi înainte. Hai să vedem, poate așa. Bă, e greu, gata, am reușit. Bun, și în frigider, desigur, te mai poți ascunde. Ia să închid și ușa asta, dar din păcate nu mai pot să văd. Văd doar în interiorul frigiderului. Bă, ce tare e, bro.
Serios, măcar m-am ascuns aici, dar nu știu dacă mai pot să mai deschid ușile, ba da. A mers, gata, am deschis și ușa. Destul de jmecher părerea mea. Însă, da, după cum v-am spus, nu avem prea multe secrete, sunt destul de puțin tele, din păcate, dar zic eu că este un update destul de interesant. Păcat că nu poate toată lumea să folosească casa aceasta, însă v-am arătat cum puteți să ajungeți la safe dacă vedeți casa pe un server. Cam acesta a fost episodul rutinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!